Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Colegul nostru, jurnalistul și scriitorul George Hodorogea, ne vorbește azi, prin mine, despre secretul comorilor care nu vor să fie descoperite. Aurul pierdut pe veci. Din cele mai vechi timpuri, omul a fost fascinat de aur și argint. Amândouă metalele reprezentau un etalon al puterii și al locului în societate. Cu aur puteai să ai tot ce vrei, de la un banal obiect până la mâna unei domnișoare sau tronul unui regat. Istoria ne arată cu certe dovezi cum aurul sau argintul au jucat un rol important în căsătorii sau alianțe celebre sau la întronarea unor principi voievozi sau regi. Să nu uităm că și mulți din marii noștri voievozi și-au cumpărat domnia cu aur cărat și vărsat la Istanbul. Toată istoria ne dă multe exemple de oameni și averile lor uriașe, începând cu miticul Midas, continuând cu regina din Saba și regele Solomon, Petru Rareș, Constantin Brâncoveanu și mulți alții, mergând azi la sultanul din Brunei sau emirul din Qatar, și ne oprim doar aici. Dar ce ne mai spune istoria? Ne spune că multe averi au dispărut inexplicabil odată cu moartea stăpânilor lor. Și azi mulți caută aurul lui Solomon, comora Sidului, prăzile piraților din Caraibe, comorile unor haiduci români, aurul lui Petru Rareș sau Constantin Brâncoveanu, banii lui Jimmy Hoffa, aurul furat de naziști în cel de-al doilea război mondial, etc. În ceea ce urmează ne vom ocupa de câteva cazuri senzaționale în care comori fabuloase au apărut brusc și tot brusc au dispărut. Pare de domeniul science fiction, dar cazurile sunt reale și de aceea senzaționale și extrem de interesante. Piramida din Cordilieri. În anii 70 ai secolului trecut începuse o adevărată goană după aur, dar pentru găsirea filoanelor aurifere și pentru descoperirea de morminte ale unor popoare pierdute, dar care avuseseră cultul aurului. Majoritatea aventurierilor cercetau America Centrală și America de Sud în identificare de cimitire amerindiene. Afacerea a mers bine câteva decenii până în momentul în care statele respective, Costa Rica, Panama, Ecuador, Peru sau Columbia, au luat atitudine și au blocat prin legi dure respectivele profanări. Dar între timp, aventurieri ca Don Fernando, Robert Vernitz, frații Guzman, Roger Colo s-au îmbogățit peste măsură. Dar nu întotdeauna explicațiile aveau final fericit. De multe ori, aventurierii nu găseau aur sau erau prădați și, în unele cazuri, chiar uciși de aventurieri rivali pentru aurul găsit. Sau se putea întâmpla ceea ce i s-a întâmplat omului care simțea aurul prin toți porii corpului său, André Malraux, despre Robert Verny. Aventurierul se afla în cordilierii din Costa Rica și începuse bine, dezgropând 7 morminte și recuperând aur în obiecte de aproape 2 kg. Cimitirul era însă mic, așa că el a urcat mai sus, pe o vală seacă spre vârful cordilierilor. Nu exista potecă, iar valea trecea printr-o junglă foarte deasă și înaltă. Cerul abia se vedea pe aici pe acolo. După 2 zile chinuitoare, a ajuns la un luminiș și în fața sa se deschidea o perspectivă largă. O mulțime de văi marginate de cordilieri, dar și, surpriză, în fața lui, la câțiva kilometri, din tufișurile dese, se ridica o piramidă. I-au trebuit încă 2 zile să ajungă la piramidă, atât de deasă și impracticabilă era jungla. Odată ajuns, a început să o exploreze și a descoperit mulți idoli de piatră, dar și numeroși tumuli, ceea ce indicau morminte. A săpat unul și a găsit un idol de aur și 2 paftale din același metal. Dar era o muncă grea și era singur și la sfârșitul expediției. Se apropia și sezonul ploilor și se știa că mai mulți oameni muriseră în cordilieri înnecați decât cei uciși de bande sau de animale sălbatice. Și asta fiind atunci când ploua, cerul revărsa cantități uriașe de apă și se formau torente ucigașe. Dacă te prindea un torent pe o vale, nu aveai nicio șansă să scapi. Și nu puteai merge decât pe văi, cordilierii fiind inaccesibili. Așa că a hotărât să se întoarcă în Ecuador, la ferma fraților Guzman, și să pregătească pentru anul următor o mare expediție dotată cu tot ceea ce trebuia explorării unei piramide și a unui sit antic. Prevăzător a lăsat urme peste tot, pe tot traseul, indicatoare scrijelite pe copaci, săgeți improvizate, mobilițe de pietre, adică tot ceea ce se putea face pentru ca peste un an să folosească exact același traseu. Dar în anul următor, deși Robert Vernitz
A început ascensiunea pe aceeași vale, nu a mai găsit piramida, parcă intrase în pământ. Mama natură își făcuse bine treaba și vegetația luxuriantă acoperise toate semnele lăsate de aventurier. După o lună de căutări zadarnice, el a renunțat întorcându-se la simpla căutare de cimitire vechi, păstrând însă regretul negăsirii piramidelor. Oricum, printre aventurierii din cordilieri exista o vorbă: când găsești ceva, curăță tot, nu lăsa nimic în urmă, fiindcă a doua oară nu mai găsești locul. Și asta datorită anotimpului ploios care alimenta și ajuta jungla să crească și să astupe tot. Arginții lui Iancu Jianu. Se știe că celebrul haiduc Iancu Jianu, boier la origine, ispravnic și zapciu, trecuse de partea cealaltă a ordinei și jefuia la greu pe boieri, dar și mănăstirile din Oltenia de sub munte. Sunt bine cunoscute raidurile sale brigande asupra mănăstirilor Curez și Polovragi. Legenda spune că după fiecare jaf, Jianul se retrăgea cu oamenii lui înspre muntele Arnota, unde avea la îndemână două chei sălbatice, Bistrița și Costești, unde putea să se ascundă de eventualii urmăritori. De asemenea, era și muntele Scărișoara, cel care, alături de muntele Arnota, străjuiau defileul îngust al Bistriței, iar în acel masiv existau o pește din care șase aproape imposibile accesului. Printre locuitorii din Costești-Bistrița circulau tot felul de povești și legende despre comora Jianului, îngropată pe undeva în apropiere de mănăstirea Bistrița. E drept că la circa 100 de metri mai jos de mănăstire existase o cârciumă unde Iancu Jianu petrecea cu haiducii lui după fiecare lovitură reușită. Camera ce slujea de cârciumioară există și azi, transformată însă într-un beci al unei case construite exact pe locul acela. Mulți locuitori, dar și venetici, în special bucureșteni, atrași de mirajul unei îmbogățiri rapide, au căutat degeaba tainița haiducului. Singurul care s-a apropiat cel mai mult a fost un localnic, Nițulescu, fost ofițer regal, scăpătat din cauza comuniștilor care îi confiscaseră mai tot, lăsându-i doar casa cu ceardac din Bistrița. Nițulescu, împreună cu un călugăr Vasile de la mănăstirea Arnota, timp de două decenii și ceva, au tot săpat prin peșteri. Dar în afară de oase de păsări și urs, n-au găsit nimic. Ba mint, în 1965 au găsit o monedă galbenă de 5 bani made în Republica Populară România, probabil pierdută de vreun turist. Dar într-o zi de august a anului 1969, târnăcopului Vasile a lovit un obiect de metal. Au curățat repede locul și norocul le-a cam surs. Au găsit o teacă de pumnal, o cutie folosită pe vremuri pentru bani, dar și un pistol cu cremene. Era clar, erau primele dovezi că în peșteră cândva își făcuseră sărașul niște haiduci. În următoarele zile au descoperit mai multe dovezi ale existenței haiducilor prin zonă. Singurul obiect de valoare era un hanger cu mânerul bătut în safire. Dar aurul nu era pe nicăieri și totuși cei doi simțeau că erau aproape de mare izvândă. Nu le era frică că vor fi surprinși de miliție sau de musafiri nepoptiți. Accesul la peșteră se făcea cu ajutorul unei cărți de alpinism, ce era cumva în paralel cu vestita peștera a liliecilor sau cum mai este ea cunoscută, peștera Sfântului Grigore. Atunci fostul ofițer a profitat de o cunoștință geolog ce era angajat la exploatarea de calcar de pe muntele Arnota și cum necum a făcut rost de împrumut pentru două zile, o sâmbătă și duminică, atunci când geologul pleca acasă la București, de un detector de metale. Imediat cei doi au urcat în peșteră și după nici 10 minute, detectorul a început să piuie tare. Au însemnat locul și au cercetat toată peștera, dar detectorul nu a mai dat niciun semnal. S-au întors la locul însemnat, care s-a dovedit a fi un perete gros, o stâncă durabilă. Cei doi au luat o hotărâre drastică. În zilele următoare au fost pe șantierul exploatării de calcar și nu se știe cum au plecat cu două calupuri de dinamită. Au așteptat a doua zi, ora când începeau exploziile de pe șantier, nici nu era greu, fiindcă la 5 minute se auzea pe toată Valea Bistriței semnalul "Arde!" Și-au coroborat propria explozie cu una de la descopertă și au declanșat, ei fiind în afara peșterii. Norocul lor, fiindcă atunci când au reintrat, locul presupus a fi locul comorii Jianului nu mai exista. Explozia prăbușise podeaua peșterii,
într-un gol de dedesubt și odată cu podeaua căzuse și peretele stâncos. Astfel, sute de tone formaseră un bloc inexpugnabil pentru cei doi căutători de aur. Le-a mai dat și destinul o lovitură. Printre sfârmături au găsit un pocal de cul din aur, dar și un forint cresc tot de aur. Deci, fuseseră la un pas de comoara jeanului, dar ce folos? Acum peste comoară zăceau câteva sute de tone de pietre și stânci. Grota Sidului din Pirinei. Eroul legendar al Spaniei e considerat cavalerul El Cid sau El Campeador, pe numele său real Rodrigo Díaz de Vivar, cel care a contribuit decisiv în secolul al XI-lea la eliberarea Spaniei de sub stăpânirea maură. În realitate, Sidul a fost mai mult un nobil scăpatat, transformat în brigand și care se ocupa în principal cu jefuirea orașelor și cetăților arabe. Lupta lui a concis cu luptele pentru independență și legendele populare l-au transformat într-un erou fără de seamăn. Datorită cuceririi unor bogate cetăți maure, precum Valencia, Sidul a adunat averi fabuloase. Ca să evite invidia regelui și de care era teamă să nu-i ceară bani, Sidul a depozitat o parte din avere în palatul său din Castilia, dar se spune că mare parte a aurului l-ar fi ascuns într-o peșteră din Pirinei. Secolele au trecut, Spania s-a unificat, arabii au fost alungați în Africa de Nord, iar Sidul a devenit erou de poeme, piese de teatru și chiar mai târziu personaj de operă. Povestea cu aurul Sidului din Pirinei se estompase, nimeni nu mai amintea. Dar în timpul războiului civil, trei republicani urmăriți de franchiști se salvaseră ascunzându-se într-o peșteră. Nici nu se gândeau de ce or să dea. Timpul și eroziunea făcuseră ca dintr-un perete stâncos să iasă la vedere colțul unui cufăr. Cei trei osăpaci au reușit să elibereze un cufăr vechi de lemn căptușit cu lame de fier. Au deschis cufărul, lemnul era deja cam putrezit și au putut constata că era plin de monezi de aur și bijuterii. S-au bucurat și la unison s-au hotărât să predea cufărul republicanilor pentru a folosi comoara la achiziții de arme. Ceea ce v-am relatat face parte din jurnalul scriitorului american Ernest Hemingway, fost corespondent de război pe timpul conflictului civil. Din păcate pentru cei trei, au căzut într-o ambuscadă, unul a murit, doi au scăpat cu viață, dar au fost luați prizonieri. Bineînțeles că și comoara găsită a fost confiscată. Printre ofițerii franchiști era și un oarecare german, Manfred von Reiter, profesor de istorie la bază. Cum era și foarte inteligent, repede a făcut legătura între Pirinei, El Cid și legenda comorii, iar vechimea monedelor și bijuteriile arabe i-au confirmat bănuiala. A raportat imediat șefilor, iar aceștia au trecut la anchetarea celor doi prizonieri. Cei doi au rezistat și nu au spus nimic și până la urmă au fost executați, astfel comoara Sidului fiind încă o dată pierdută. Din toată întâmplarea au mai rămas două file de jurnal scrise de Ernest Hemingway și un raport privitor la motivul și execuția celor doi republicani. Aurul lui Barbă Neagră și insula Cocos. Insula Cocos e o insulă nelocuită în Oceanul Pacific și ea aparține de Costa Rica. A rămas celebră prin faptul că de-a lungul timpului a servit mai multor pirați de adăpost departe de navele militare spaniole, englezești sau franceze. Se știe că aici s-au adăpostit pirați celebri precum Benito Bonito, Henry Morgan sau Thompson. Tot timpul s-a presupus că insula Cocos e plină de comori ascunse de pirați și insula a fost ținta multor aventurieri, dar fără niciun succes notabil. Insula era înconjurată de multe recifuri, iar malul avea multe grote care sunt greu de explorat datorită valurilor mari provocate de digurile de corali, dar și datorită mareelor puternice. Prin anul 1700, Indiile de Vest și coasta estică a celor 13 colonii americane erau bântuite de celebrul pirat englez Edward Teach, cunoscut și ca Barbă Neagră. Se știe că Barbă Neagră a acostat de multe ori pe insula Cocos. Legenda spune că într-o zi Barbă Neagră împreună cu 6 pirați au debarcat cu 3 sipete pline de aur și bijuterii, prada din ultima incursiune în Cartagena. Capitanul s-a întors după 3 zile, dar singur. S-a presupus că piratul ascunsese comoara și ucisese pe cei 6 pentru ca nimeni să nu știe unde se afla aurul și bijuteriile.
Tici a murit în anul 1718, fără să dezvăluie nimănui, nici măcar soției, unde ascunsese uriașa pradă. După anul 1800 și până în zilele noastre, mii de aventurieri au căutat în zadar comoara, mulți dintre ei pierzându-și viața, fie uciși de colegilor, fie zdrobiți de recifele extrem de periculoase. Și în povestea noastră apare din nou aventurierul explorator francez Robert Vernis. Acesta, în anul 1962, însoțit de ziaristul Jean Portel și scriitorul Claude Charlier, au organizat o expediție în insula piraților Cocos. Vernis, spre deosebire de ceilalți căutători, era convins că aurul trebuie să fie ascuns într-o grotă inundabilă, una din sutele pe care le posedă insula Cocos. Cei trei luaseră cu ei echipament subacvatic și au început să exploreze grotele. Conform mărturisirilor lui Vernis, găsiseră în nisipul submarin câțiva dublon spanioli, deci cu siguranță aurul putea fi ascuns într-una din cele trei grote din apropiere. Găsirea dublonilor de aur fusese anunțată de cei trei prin radio la ziarul Le Monde, unul din sponsorii expediției. Numai că imediat s-a întâmplat ceva despre care avem doar mărturiile lui Robert. El a declarat că un val puternic a răsturnat barca în care se aflau cei trei și curentul i-a expediat direct într-un recif. Singurul supraviețuitor a fost el. A fost salvat după două luni de către o navă australiană care trecuse accidental pe lângă insulă. Ani de zile a tras Robert Vernis de povestea asta, fiind bănuit că ar fi găsit comoara și și-ar fi ucis partenerii. Cert este că Robert nu s-a mai întors niciodată pe insulă, în schimb autoritățile franceze au trimis o adevărată expediție. Pe de o parte au cercetat grotele, pe de altă parte, făcând o anchetă, să poată găsi ceva urme ale tragediei. După 3 ani de cercetări inutile, francezii s-au retras și după încă 5 ani, din lipsă de probe, Robert a fost scos din urmărirea penală. Robert Vernis a murit pe 22 aprilie 2004, ducând cu el în mormânt secretul aurului lui Barbă Neagră, dar și tristul secret al morții celor doi aventurieri, Portel și Charlier. Vom reveni, prieteni, cu al doilea material în care, printre altele, vom prezenta comoara teutonilor, o himeră a Făgărașului sau de unde a avut aur Petru Rareș. Sunt Cristian Alexandrescu și vă spun, ca de obicei, pe curând!